Gest civic de apreciat al unor elevi din turnul Severin, aceștia au găsit pe stradă o servietă și un portofel cu acte și bani. Elevii au mers la poliție pentru ca proprietarul să fie anunțat de găsirea celor pierdute și a reintra în posesia bunurilor. La hotelul Traian aici în față, chiar în față la hotelul Traian. Erați în trecere, vă plimbați? Da, eram în trecere, veneam la practică și din trecere am văzut o servietă, portofel, da. V-ați uitat în el? Ne-am uitat să vedem ce, poate găsim un buletin, ceva și să ne... Nu v-ați gândit să păstrați măcar banii? Nu, nu-i frumos să păstrăm banii. Și ce ați făcut? M-am sunat la poliție și i-am dus acolo, la secții și i-am spus ce s-a întâmplat și i-am predat portofelul. Ce făceați pe bulevard? Mergeam și veneam spre internat. În timpul mersului am găsit un portofel pe jos. Mi-am uitat ce e în el, acte, bani, permis de conducere și am sunat la poliție. Și ne-am dus la poliție și am predat portofelul și pe urmă am găsit pe om să le putem. Era o sumă importantă de bani. Nu v-ați gândit să o păstrați? Nu. Nu aveați nevoie de banii aceia? Nu. Cum v-ați gândit să-l returnați? Pentru că așa este de frumos. Profesorii și polițiștii au apreciat gestul și au considerat că trebuie mediatizat pentru a fi luat drept model, iar elevii au fost felicitați și premiați. V-aș ruga să urmați exemplul colegilor voștri, care prin fapta lor au dat dovadă de simț civic, motiv pentru care Comanda Inspectoratului Județean de Poliție și Poliția Municipiului s-a gândit să-i recompenseze cu mici atenții, dar important este popularizarea gestului lor și pentru a fi avut ca exemplu de către fiecare copil, de către fiecare tânăr, de către fiecare cetățean. Noi ne mândrim că în municipiul nostru avem și astfel de exemple pozitive și de aia credem că este necesar să le popularizăm. Cel ce pierduse banii și actele le-a mulțumit tinerilor pentru gestul făcut. Borseta am pierdut-o în jurul unei apropiere de Decebal, de magazinul Decebal. Și am aflat de ea că am pierdut-o abia când am ajuns acasă. Am ieșit din mașină și căutând-o în torpedou, a dispărut. Nu știam de unde să o iau. De unde? Ce aveți în ea? Erau actele mașinii, permis de conducere, certificate de înmatriculare, bani, erau vreo 5 milioane de lei și multe însemnări, bilețele, cărți de vizită. Vă așteptați să o mai găsiți? Mai puțin așa, nu prea. Șansele mi erau mici ca să-l găsesc, ca după o oră după ce am pierdut borseta să vină doi polițiști de la poliția județeană să-mi aducă borsetul acasă. Cum? Era chiar de ziua mea de naștere și dânsii chiar au făcut o glumă. Haideți că am venit să vă facem un cadou. Vă dăm borseta dumneavoastră. Da. Cine a găsit borseta? Doi băieți de la liceul auto. Doi băieți foarte... foarte generos, să spun așa, foarte rar se întâmplă să... Puteau să păstreze și banii și borsetul. Da, mă bucuram să primesc borsetul fără bani, deci să recuperez actele, că astea sunt mai greu de făcut, să iei de la început. Aveam un card, am mers la bancă, am blocat cardul și toate cele ce derivă de acolo. Dar ați recuperat și banii? Și banii tot. S-a predat borseta pe proces verbal în casă acolo cu tot ce a fost. M-am bucurat mult de tot.